Bună ziua de aici, de la Biserica Evanghelică din Râșnov, în dimineața celei de-a patra zile, în dimineața celei de-a patra zi de festival folk la Altar Generația Generică. Sunt onorat să am alături pe Mircea Florian și Nicu Alifantis. Cum v-am obișnuit, am mai schimbat cărțile pe care vi le prezentam zilele trecute, cărți care au treabă cu fenomenul pe care îl urmărim și îl celebrăm astăzi, folcul începuturilor. Un dicționar rock-pop-folk scris de regretata Daniela Caraman-Fotea, care a urmat practic singurului dicționar dinainte de Revoluție, Disco Ghid Rock din 77-79, o carte care conține, cum se vede cu majuscule, și folk, nu numai rock și pop. Cartea de folk a subsemnatului, o știți. Din nou, Teodora Ionescu, cel mai important jurnalist al folkului, din punctul, nu numai din punctul meu de vedere. Din păcate și Teodora ne-a lăsat în urmă cu 3 ani. Cartea de amintiri despre Dan Andrei Alta, Prin dimineața unei muzici, Horia Stoicanu. O carte dedicată de un folkist din generația următoare, Ovidiu Mihăilescu, o carte de poeme rock, dedicată și unor personaje precum Dorin Liviu Zaharia, ori Nicu Vladimir. Iar aici cartea de versuri Dorin Liviu Zaharia, pe care am prezentat-o en passant și ieri, Anarhetipul sau un frate tânăr. O să vorbesc întâi cu tine, Mircea, pentru că, printre altele, ție ți se datorează cea mai veche înregistrare folk, realizată de Cornel Chiriac și difuzată, ocolind cenzura, la Radio București. Care au fost primii oameni din acest domeniu, din această familie, care avea să devină o familie, atunci când ai venit student la cibernetică de la Satul Mare în București? Erau nu foarte mulți, mai curând aș zice, erau puțini. Era, de pildă, un student la arhitectură, îl chema Andrei Giroiu. El nu cânta decât cover-uri Bob Dylan. Și cred și niște Guthrie și chestii de felul ăsta americane. Deci exclusiv, aproape exclusiv axat pe repertoriu american. Era din Brașov? Din Brașov, da. Din Brașov era el. Mai era acolo și Bebe Paraschivescu, care și el aproape în aceeași formulă lucra, însă nu foarte, cum să spun eu, nu foarte atenți cu scena fenomenului, niciunul din ei. Deși Giroiu a participat chiar la primul festival pop al Club Aului. Dar îi țin minte pe ei, sigur, la un moment dat, prin străduința fraților Ursulescu, Octavian și Florin Silviu, din păcate Florin ne-a părăsit și el de curând, a avut loc în București, la fostele grajduri regale, care erau atunci cămine studențești ale Politehnicii, a avut loc primul festival de muzică folk. Și chiar întâmplarea, sau mă rog, destinul, a făcut să se numească chiar așa. Și acolo, într-adevăr, am cunoscut o serie de oameni foarte interesanți. În primul rând, l-aș numi pe Mircea Popa, care era ceva cu totul aparte. Sigur, era acolo și Mircea Vintilă, erau, nu mai știu, că erau mulți, chiar cumva am încercat să găsesc foaia aceea, că mai am o tăietură de ziar în care erau toți cei care afișe n-au fost. Dar
informațiile fugeau ca flăcările prin grâul de curând cosit, așa că se răspândeau instantaneu din gură în gură. Voiam să te întreb dacă Mircea Valeriu Popa era deja cu Dan Oprina sau avea mai târziu să constituie acel grup? Eu cred că deja ei erau împreună. Dar aici e puțin mai complicat, nu aș băga mâna neapărat în foc, că nu mă pricep așa de bine la istoria lor. Venise și Marcela Saftiuc, foarte bună, și mă rog, Clujul era reprezentat, Iașul a fost reprezentat, deci a fost o chestie universitară sau studențească foarte reușită și care a pus, hai să zic, nu temelie, dacă nu e vorba de temelie, de a întemeia ceva. Era pur și simplu un semn că poezie, muzică, un același autor, un același interpret, tot conceptul ăsta care, pe urmă, s-a mai numit altfel și a fost deturnat și folosit altfel, nu mai contează asta, dar era un semn că această chestie există și că își cere dreptul la a fi vocal. O conștientizare de sine a mișcării, până la urmă. Și absolut. Voi v-ați cunoscut între voi. Absolut, absolut. Acolo ne-am cunoscut în mare parte, am cunoscut o mare parte din folchiștii și de astăzi și, mă rog, din generația aceea, sigur că da. Cam asta. Și fuseseră acolo și oameni care năzuiau către asta. De pildă, acolo, tot la festivalul ăsta, l-am cunoscut pe Sorin Chifiriuc, care nu cânta. Nu cânta deloc, dar după concertul meu a venit pe scenă, chiar că era mult mai relaxată treaba, nu aveam bodyguards deloc, și a venit și a zis, da, e treabă interesantă, poate facem, ne gândim ceva, și cam așa ne-am gândit și am făcut o formă. De el a rămas în continuare în o mulțime de proiecte de la începuturi, că formă el a luat-o complet într-o altă direcție mult mai electrică. Dar, cum spuneam, acolo a fost un prim semn că ceva e și se întâmplă și la noi în domeniul acesta al poeziei și muzicii. Mircea, după câțiva ani, am o primă filmare fără sunet de la Mirel Leventer, Cineclubul A, și erați pe scenă, nu știu dacă chiar atunci s-au numit întâlniri unice și repetabile, dar erați cu Mișu Diaconescu, Mihai Diaconescu, cu Florian Pitiș, cu Nicu Vladimir, tu, Doru Stănculescu, în fine, Dan Tufaru, cred că era pe acea scenă, da, probabil se da, și recita, da, da, se da, și da, cânta, Clubau ajunsese un loc în care vă exprimați voi bine și fără a fi, știu eu, talonați îndeaproape de cenzură, de sistem, pe de altă parte, nu intrau decât studenții arhitecți acolo. E adevărat, dar și asta e parțial, fiindcă puteau, nu arare ori veneau studenții arhitecți și mai ales membrii fondatori sau nefondatori, sau mă rog, veneau cu, aveau dreptul la niște invitați. Deci mai intrau. Da. Și din afara studenților arhitecți, oameni acolo. Era un loc cu totul și cu totul senzațional, fiindcă, da, cenzura nu prea se băga. Și din cauza faptului că Mac Popescu, cel care a avut și, în esență, ideea acelui club, văzând și el la rândul lui în Polonia, că a povestit de nenumărate ori istoria acestui generări sau, mă rog, nașterea acestui club, văzând cât de bine era primită de studenți ideea în Polonia, a zis, păi, dar trebuie să facem și noi. El era prins și în niște formule cu conducerea OASCR-urilor, cu conducerile Ministerului Educației, în fine, au primit fonduri ca să facă din acel subsol inundat, zăpăcit, o nenorocire, să facă clubul care a dăinuit foarte mult și
Pentru mine a fost și este, pentru mine, unul din locurile cheie ale carierei, dacă vrei, sau ale parcursului meu. Din păcate, acum este total pe paradit și stricat, așa că... Spunem pe butuci. Că pe butuci. S-ar putea să se refacă, da. Am uitat să-l pomenesc pe Dorin Liviu Zaharia, care recita și el ceva acolo, da, undeva în dreapta, da, în acele, da, imagini. Da. Era aniversarea, era sărbătoarea de 5 ani a clubului, martie 74. Și te-ai despărțit de formula Omul cu chitara. Aici a fost puțin mai complicat, fiindcă eu l-am adineori numitul Club 303, că așa se chema cel de la Grajdurile Regale acolo, fiindcă era și un club în cadrul acestui complex, care atunci adăpostea camere pentru studenți, dar și niște spații de divertisment, de lectură, de nu știu ce, plus un club, un soi de club, 303 ăsta, care a fost folosit, de fapt, și ca punct de pornire al festivalului ăsta de folk. E, acolo, împreună cu o formație cu care eu lucram la vremea aceea, deci în anii 67, pe numele ei Lotus, din Râmnicu Vâlcea, eu deja cântam destul de altceva. Electrificat? Electrificat. Electrificat. O serie de piese care chiar spuneau totul, fiindcă erau, cum să spun, titlul, de pildă, a unei piese era Am 17 ani și sunt fiul unui zburător cu farfuria. Și la momentul acela, în 67, aveam 17 ani. Eu nu pot uita, și de altfel ai folosit instrumentiștii pe primele două discuri single ale tale, pe al doilea și al treilea, că primul a fost cu Marcela Saftiuc, de acele formule compuse de geometrie variabilă, cum ne place să le spunem, care s-au numit fie ceata de dubași, ceterași, chitarozi, lăutari, da, nu mai știu ce, și alți meșteri lăutari. Ceata melopoică. Pe urmă, ceata melopoică. Și pe urmă au început să apară Florian în Labirint, Florian din Transilvania, fel și fel de alte denumiri. Acum, niciuna nu a murit, ca să zic așa, niciuna din formule. Probabil din cauza faptului că n-am murit eu încă. Și că poate n-ai terminat de spus. Și n-am terminat ce spus. Tocmai. E amuzant. Acum 3 zile eram la Cluj. Iar acolo, în cadrul TIFF, Festivalului de Film, am avut un concert cu ceata melopoică și Floriman. Floriman a apărut după Revoluție, conceptul. Corect. Mult după. Corect, însă ceata melopoică cuprinde de data asta instrumente tradiționale, că asta era foarte important la ceată. Și instrumentele tradiționale erau cele 5 tulnice la care se cânta acolo, 2 cântate de niște tulnicărese nemaipomenite din Apuseni, altele 3 de niște tineri imberbi care cântă demențial la instrumentul ăsta, și electronică, DJ Vasile, și eu făceam niște părți electronice. În orice caz, nu părăsesc, trăiesc foarte bine cu mai multe metrese, dacă vrei așa, muzicale. E ok, funcționează în continuare. Iar, pe 10 cânt tot la Cluj, la Electric Castle, sau mă rog, acolo în zona, cu Florian din Transilvania. Nimic 10 altceva. August, anul 10 acesta. August, acum, da, în curând. Există un disc foarte bun pe care l-ai lăsat cumva, amintire, în momentul în care ai plecat în străinătate, Florian din Transilvania, asta, da, Tainicul, da, Vârtej, pe care l-ai edificat și la Festivalul Cluba din 2011. Corect. Și am fost l-am mai cântat, de două ori l-am cântat. L-am cântat și la acel festival și la am cântat și tot discul la invitația primăriei din Galați. Și a ieșit foarte frumos. Probabil intermediat de Paul Nancă?
Nu mai țin minte. Parcă da. Deși nu, acum am dat seama, nu. Este Simon, el lucra la vremea aceea la Comitetul de Cultură al Județului al Arad. Și domnul Simon a făcut posibil acel concert. Da. Voiam să te întreb și de unul dintre influencerii, dacă pot să-i spun așa, nu prescurtat ca pe SMS-uri sau ca pe WhatsApp, voștri, Dorin Liviu Zaharia. Aseară a vorbit câte ceva și a cântat Adrian Ivanitski, care a avut o lungă prietenie cu el din 66. Da. Și noi, dacă îi omagiem pe cei care au plecat dintre noi, nu puteam să nu subliniem acest nume, Dorin Liviu Zaharia. În ce măsură ați cântat și împreună? Am cântat, împreună. Te-a ajutat colaborarea cu el? Pe mine m-a ajutat foarte mult, nu colaborarea, m-a ajutat prietenia cu el, fiindcă noi eram prieteni, frați, pur și simplu. Mai stătea și foarte aproape de mine pe vremea aceea. Eu stăteam pe o stradă care se chema Labirint și la o stradă mai încolo era strada pe care se chema... Uite că am scapă, stradă paralelă, o să-mi amintesc unde stătea el. Și foarte adesea, după miezul nopții, arunca niște pietricele în geam, stăteam la parter, îi deschideam, nu vrea să sune ca să nu scoale gaz, dacă o doamnă absolut fabuloasă care ne-a tolerat toate discuțiile și toate nopțile, doamna Segal, și aveam niște discuții nemaipomenite cu el. În momentul în care Pichi Inglezis a plecat din țară, din Olimpic 64, și trupa s-a risipit, el a rămas fără nimic. Nu cânta, sau mă rog, nu se acompania decât frugal la instrumente. Avea o mandolină celebră pe care ții minte și acum cum își construia acordurile și mai avea și o orgă mică, avea tot felul de chestii mici, dar nu îi trebuiau ori amploare uneori sau pur și simplu o susținere mai serioasă. M-a rugat pe mine și am făcut și l-am și tras după mine în niște concerte, fiindcă la un moment dat am făcut cu Doru, cu Vintilă, cu... nu mai știu cine, așa, s-a făcut un turneu la Suceava, făcut de un alt arhitect care fusese acolo, Călin Rimescu, care a fost acolo repartizat. Și eu am zis, domnule, eu vreau să vin cu Dorin Liviu Zaharia, vreau să-l iau neapărat pe Nicu Vladimir, fiindcă toți sunt extraordinari. Vreau să-l iau pe Gabi Căciulă, fiindcă fără el nu mă simt eu prea bine. Și a ieșit o treabă fabuloasă și care, bineînțeles că ei se băgau și peste, când aveam nevoie, ba Doru, ba Mircea, ba cine, nici nu mai știu, erau mai mulți, dar uite că îmi scap. Mai era Sorin Mingheat, sigur că da. În fine, și am cântat, l-am acompaniat și am cântat împreună, dar important era că el, noi cel mai mult ne preocupa să schimbăm informații. Ne folosea foarte mult faptul că aveam aceeași lungime de undă, puteam vorbi, puteam construi. La vremea aceea era un ajutor nebun să știi că ai pe lângă tine pe cineva care vede lucrurile cam cum le vezi tu. Și el a luat de la mine o mulțime de lucruri, eu am luat de la el cu cele patru mâini pe care le am și a ieșit că, cum spun, ne simțeam foarte bine. Dar în afară de el mai erau într-adevăr oameni care, din păcate, au plecat. Nicu Vladimir a plecat, care era un om extraordinar. Eu țin minte că l-am și pe el l-am vârât într-un concert pe care îl organizase Puiu,
la Sighișoara, undeva, puiul Ivanitski, mult mai devreme, cu câțiva ani mai devreme. Și Mihai Diaconescu, ulterior regizor de film, sub numele Angel Mora, a lucrat și a scris, că a scris și scenarii de film, a făcut chiar Veroi un film după un scenariu de-a lui, și el un muzician și un poet excepțional și plecat și el dincolo de nori, așa cum a făcut-o și Valisterian, de pildă, sau abia numitul Mircea Popa, și câți și câți, nenumărați, din nefericire. Dar asta e socoteală. Cu Valisterian vom începe această seară, adică să-l, să-l omagiem cu câteva imagini de arhivă. Uh-huh. Iar despre Nicu Vladimir nu pot să nu-ți mulțumesc pentru o arhivă rarisimă pe care mi-a dat-o pe o casetă VHS Anda, soția lui de atunci. Trasă în Germania. Trasă în Germania în octombrie 89, acasă la Nicu Covaci, cu tine și nu știu dacă și cu Anton Petrașincu. Unde Anton Petrașincu, el era, ca să zic așa, observatorul și operatorul și sigur că era și el implicat, bineînțeles, fără el nu avea nicio casetă, el avea aparatul. Era foarte important să existe cineva cu aparatul acela. Și el a tras, într-adevăr, și niște muzici pe care le cânta. Încă nu a fost doar o discuție. Sunt singurele înregistrări care există cu el, datorită vouă. Da, știu asta. Știu asta. El a venit direct la mine, după ce s-a luptat pentru nenorocita aia de viză, sau, mă rog, pentru pașaportul ăla, că nu aveai pe ce să capezi viză, la urmă urmei. Și a venit la mine, stăteam în Germania, la Wuppertal, și a stat vreo, nu știu, o săptămână, 10 zile, ceva de felul ăsta, ne-am tot frăsuit, bineînțeles că am văzut... Galeriile de artă plastică... Bineînțeles că am văzut toate muzeele Düsseldorfului, ale Kölnului, ale, păi de mine, pe unde n-am fost. Dar și cu oameni care îl interesau, el îl cunoștea pe Nicu Covaci, și am fost până la el să-l vedem, stătea la Osnabrück sau și mai încolo, cred că la Wallenhorst, nu mai știu, era, în fine, undeva. Și a fost o călătorie foarte stranie pentru el, mi-a povestit după aceea, fiindcă el de la mine a plecat în America. În timp ce undeva se pregătea răsturnarea și vâjeala și... sfârșit de anul 89, el, în loc să o ia încolo, pleca în partea rată, știi? Probabil că vrea să dea o tură și să ia pe la spate, nici nu știu cum să facă, să prindă chestia. E, acolo a ajuns și n-a fost foarte încântat de ce a găsit, poate și fiindcă oamenii cu care, rudele, că avea niște rude acolo, nu erau pregătite sau nu erau de felul în care era el și când a auzit că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a zis, eu plec mâine de aici. Ceea ce a și făcut. Și s-a întors și altă decepție aici, fiindcă, bineînțeles, nici vorbă să fie vreo mare revoluție care să schimbe, sau o iluminare care să schimbe ceva din rădăcini, ci era așa o coafare a chestiunii și se schimba... Schimbarea generației. O schimbare a generației, da, și se pudrau cu alt tip de pudră și cu alt ruj se dădeau femeile, da. Cam asta era tot. Dar un om absolut fabulos, Nicu Vladimir, absolut fabulos. Stăteam la 2 mai și la Vama Veche. Ele ar trebui să se numească la Vama Veche, 3 sferturi de plajă să se cheme Nicu Vladimir. Materialul pe care l-am vizionat, în fine, online pe pagina festivalului zilele trecute, de fapt era preluarea unei rubrici pe care am însăilat-o atunci când s-a făcut un festival Nicu Vladimir la Vama Veche, dar n-a fost să fie decât o ediție. Da, știu. L-a ținut acolo la cea une, da. Scapă numele. Unde? Unde se mânca gulaș. Ah, da, uite că nu știu. Șoni. La Șoni, da. Corect, așa e. Mă îndrept spre
Nico Alifantis, după ce am vorbit despre câțiva pionieri și începuturi ale mișcării, ale fenomenului folk din România, și te întreb, atunci când ai ajuns în București și ai început să cânți cu astfel de colegi de scenă, dacă îi știai de la Brăila, nu știu dacă pătrunsese informația în primul rând până la tine, și pe de altă parte, cum te-ai simțit cot la cot cu ei? Tu ești generația zero și un pic, dacă îmi permiți. Da, eu am venit un pic mai târziu. La mine totul a început în 73 la Brăila, unde am avut șansa să-l întâlnesc pe Mircea. Făcuse muzica la un spectacol montat de Ivan Helmer la Teatrul Maria Filoti de la Brăila, Filadelfia ăștia mea, și aveau nevoie de cineva care să-i cânte muzica lui Mircea în spectacol. A fost un soi de mic casting așa, m-a ales pe mine. Eu eram pe lângă teatru din Brăila la vremea aia, eram un fel de copil de trupă, duceam tava prin niște spectacole, mai cântam prin altele și așa l-am întâlnit pe Mircea. Dar cea mai frumoasă perioadă a fost perioada în care am făcut naveta de la Brăila la București, veneam pe strada Labirint să învăț muzica. Și veneam la Mircea Florian și mi-amintesc prima dată când mi-a deschis ușa și am intrat în casă la el, acolo pe Labirint, am înnebunit. Eu, copil de la provincie, de la mine, de la Brăila, primul rând era un miros cu totul special, erau bețigașe indiene care ardeau, fumegau pe acolo și dădeau un miros pe care eu nu-l mai întâlnisem până atunci. Apoi au fost instrumentele agățate pe pereți. Mi-amintesc că la prima întâlnire, când a venit la Brăila, Mircea purta un costum sare și piper așa, cu vestă, era super elegant. La vremea aia, cam toată generația lui purtau costume, pălării, erau niște gentlemen, niște domni, făceau legătura între acea veche generație de artiști care încă mai, dar erau pe plecatele, și veneau ei, noua generație, care duceau mai departe niște simboluri ale artistărimii care fusese foarte important în zona aia. Deci asta a fost ce m-a frapat foarte tare atunci pe Labirint. Apoi modul în care vorbea cu mine era un cu totul alt limbaj de capitală, n-aș zice, dar era un limbaj al lui Mircea Florian, pe care l-am întâlnit atunci, că și acum am ascultat discuția voastră, și era exact acel, pentru că el vorbește o altă limbă. El presară prin dialoguri niște cuvinte care sunt din altă lume, sunt undeva uitate, undeva puse într-o carte, scoase de acolo, și iar a fost un șoc pentru mine lucrul ăsta. Avea un mod foarte autoritar, dar blând în a băga în cap muzica lui. Apoi a fost premiera și totul a ieșit bine, de acolo mi s-a tras, de asta am și zis și zic în continuare că el este mentorul meu spiritual, este primul om de la care mi-a predat o ștafetă în ale muzicii de teatru, pentru că imediat după Filadelfia ăștia mea, în 73, am primit și eu o ofertă, Fortuna lui Ostrovski, de pusă la Brăila, și de acolo a început totul. Deci pentru mine Mircea este omul care mi-a dat primul brânci, care mi-a deschis orizontul acestei muzici de teatru. Eu îl știam, sigur că informația pătrunsese la Brăila. Mi-amintesc că mă uitam fascinat la televizor la el când cânta Veverița subacvatică. Era o filmare și mai era încă o piesă, Pădurea liniștitoare. Era din altă lume venea. Era cu totul și cu totul altă muzică cea propusă de el la vremea aia, decât muzica ușoară care se vehicula fie pe radio, fie pe televiziune, fie prin concerte.
Ăla a fost declicul care m-a pus pe treabă, care m-a motivat. M-a mai motivat foarte tare în 74, ideea, când am debutat în Cenaclu Flacăra, dus acolo de Gelu Colceag, Gabi Iencec, Ioana Crăciunescu și Ștefan Sloboda, că ei m-au dus. Eram la Oaste, eram la Buzău la transmisiuni și aveam un concediu. Și în concediu ăla m-au dus, eram în septembrie, la Teatru Ion Creangă. Și a fost un soi de concurs în care eram eu, Zoia și cu Nicu Vladimir. Sigur că întâmplarea a făcut să nu iasă favoritul lor, pentru că Nicu era prietenul tuturor de acolo, toți îl iubeau foarte tare și mie mi se părea, avea aliura aia extraordinară. Ceva a creat o mică nebuloasă. Cert este că eu am câștigat atunci, am intrat în mișcare și Nicu n-a mai intrat. Ce spuneam că m-a motivat? M-a motivat de fapt faptul că am avut o mică ostilitate din partea lor, pentru că și erau nume importante, Vali, Doru, Vintilă, toată lumea care bântuia pe acolo, și venise un mucos de la Brăila, că eram puște, eram, abia terminasem liceul cu o jumătate de armată făcut și am intrat eu în povestea asta. Lucrul ăsta nu a picat bine, dar tocmai faptul că am simțit-o, nu era declarată, nu era pe față, nu era un război, dar lucrul ăsta pe mine m-a ambiționat foarte tare și m-a motivat. Și în clipa aia mi-am propus un lucru. Am zis, trebuie să le demonstrez acestor oameni că pot, că vreau și că să nu mă certe într-una că din cauza mea Nicu a rămas pe afară atunci. Cu Nicu nu m-am mai intersectat din clipa aia, cu Vali mult mai târziu ne-am apropiat. Și ușor, ușor, a fost un personaj liant între mine și ei, Evandro Rossetti. Și asta mie mi-a prins bine. Mi-a prins bine pentru că, spun, m-a motivat foarte tare treaba asta. Și lupta mea atunci s-a deschis cu mine și am vrut ca tot ce fac să demonstrez că nu e rău, că sunt pe calea, într-un fel, pe calea cea bună. Dar aici, de exemplu, în această întâlnire, mie mi se întâmplă faptul că, iată, Picu Mircea Florian în seară de concurs și în acest interviu, și e mare lucru să te întâlnești după atâția ani. Noi, deci, ne știm din 73 și de atunci, pentru mine, el este un om foarte important. Au mai fost doi oameni importanți în viața mea de spirituală, dacă vrei. Au stat pe lângă mine, m-au vegheat, mi-au mai dat peste mână când greșeam, toți greșim uneori. Adrian Enescu, căruia i-ai dat o enorm de multe lucruri, și Johnny Răducanu. Cu Adrian, cred că cu doi dintre ei, cu Mircea și cu Adrian Enescu, m-am întâlnit, zic eu, la timpul potrivit pentru mine. În acele momente cheie, când aveam nevoie de aceste întâlniri ca de aer. Pe Johnny l-am întâlnit mult mai târziu și a venit într-un fel în a completa și a mă trimite un pic pe lângă poteca pe care o bătătoream eu, dar atât cât trebuie pe lângă, știi, într-un fel am lărgit-o. Și de asta am zis că părinții mei spirituali ei sunt și îi mulțumesc lui Mircea pentru asta, am ocazia să o fac și în direct acum. Eu știu, doamne. Știu, iartă-mă că te-am supus acestui supliciu, dar... Era clar oricum că și Nicu Vladimir și Dorin Liviu Zaharia nu puteau avea o relație normală sau de lungă durată cu Adrian Păunescu.
Da, absolut. Prin felul, prin atitudinea lor, nu mai spun de ce, cum cântau. Eu pe tine te-am localizat de-a lungul decenilor ca un mare melodist și m-am bucurat foarte mult acum 2-3 ani, cred că anul dinainte de pandemie, 2019, când la nivel european s-a făcut o selecție și o votare a celor mai bune cântece din fiecare țară din Uniunea Europeană pe anumite categorii. Și cântecul de dragoste ce pe România a ieșit, ce da. Bine că ești, ce mirare că sunt. Din păcate nu s-a finalizat încă proiectul ăsta. Păi a venit pandemia. Da, cred. A fost perioada asta. Pe de altă parte, am asistat nu numai la muzica ta, la un moment dat foarte bine, Mircea Florian în Tainicul Vârtej a venit imediat cu New Wave și cu lucrurile foarte noi din acea epocă, care nu intraseră la noi pe poarta din față. Da, nu intraseră deloc. Era hard rock-ul la putere atunci. Nicu, la fel, ai venit cu, nu știu dacă orchestrație lui Doru Căplescu, imediat înainte de Revoluție sau după, dar tu ai ajuns în ultimii 10-15 ani, pe lângă trupa proprie ZAN, cu care ai o formulă de succes câștigătoare și cu care ai edificat o grămadă de proiecte, ai câteva concepte, Sinfonicul, mi-aduc acum aminte de el. Mai e Fragilul, Fragilul, care el este un proiect mult mai acustic și care mi-este mie foarte pe suflet. Pentru mine în sine acel Digipack decembrie, scos acum un an sau doi, în 2019, da. Ilustrate, pliculețe de ceai, filme, arhive și așa mai departe, ține tot de un proiect foarte serios, pus la cale, nu ușor, în vremurile pe care le trăim, inclusiv cu acea vizită, întâlnirea cu Bacovia la 50 de ani de la compunerea melodiei decembrie. Spre ce te îndrepți tu? Nu știu. Pentru că anul trecut trebuia să sărbătoriți, cred că, într-un turneu cu ZAN, 25 de ani. Da, n-a fost să fie. Am zis că în fond și la urma urmei că... La 50, care? Sigur că da. nu știu către ce mă îndrept. Sunt într-o perioadă, toată viața am fost așa, am căutat tot felul de lucruri. Am mers după cum mi-a dictat... simțul cel mai mult și cel mai mult. Sunt un tip într-un fel intuitiv. Găsesc așa câte om trece prin minte câte o năzbâtie și încerc să văd dacă mă agăț de ea și o duc până la capăt. De obicei cam asta fac. Nu știu ce va urma. Ai niște mai... lucruri în așteptare acolo? Niște... Ba da, mai am. Dar nu poți să le spui nou acum? Nu, iar un lucru care nu neapărat l-am învățat, că aici nu ține de învățătură și nici de în a copia. Mircea, de exemplu, a anticipat foarte multe curente muzicale pe plaiul mioritic. Le-a adus cu mult timp înainte. Nu? Greșesc, Mircea? Da, e corect. Și... probabil că a fost să fie chestia asta între... Și eu am avut mici anticipări apropo de multe lucruri. Nu neapărat că, sigur, pentru mine Mircea a fost, este și va fi un model, dar n-am furat și chestia asta. Ne-am asemănat întâmplător la lucrul ăsta. Și eu mai am o amintire extraordinară cu Mircea. Pot să o spun pe aia, Mircea? Satul Mare? Poți, sigur. Doamne, ce frumos. Îți dai seama, la un moment dat am nimerit într-un tur cu Mircea. Pentru mine era atunci extraordinar, prin anii 70, sfârșitul anilor 70, cred că se întâmplă. Iar în turul ăla era și Satul Mare. Mircea Drăguț și un mare gentilom cum este, m-a invitat la el acasă, unde am cunoscut părinții, niște oameni absolut extraordinari, și am băut prima dată în viața mea pălincă. Prima dată. Era de caise. O pălincă de caise, care bineînțeles că pe grecul din mine, pe amărâtul de copil de la Brăila, l-a doborât instant.
Mi-era o rușine după aia când m-am trezit din toată povestea asta. Mi-a fost o rușine ce o să zică oamenii aia, că Mircea m-a trecut ușor peste toată povestea asta. Deci prima pălincă pe care am băut-o în viața mea, că asta aveam de fapt să spun, s-a întâmplat la Satul Mare. Da. Nu știu ce voi face mai departe, habar n-am. Acum am niște lucruri în cap, vreau să le duc la bun sfârșit, dacă mi ajută Dumnezeu, probabil se va întâmpla. Aici are o luptă cu perioada asta pe care o traversăm, o lupta noastră care venim din alte generații, cu alte mentalitate și vom vedea. Iartă-mă că te întreb, din altă zonă decât aceea de interes a celor de la putere, nu mi se pare că au fost alături de lumea artistică. Nu, nu. Și la asta aș mai adăuga lipsa de interes a ceea ce înseamnă media. Deci atât radioul cât și televiziunile nu mai sunt interesate. Comerțul este, cum să zic, e prioritatea numărul unu și atunci partea artistică este lăsată undeva deoparte. Și mulți artiști din mai toate domeniile au de suferit din cauza asta. Vom vedea ce s-a întâmplat. Bun, deocamdată știu, cred că ai bătut în cuie concertul tău cu Zan, tot aici la Râșnov, în cadrul Râșnov pe 29 august, care da. Ne patronează. Da, și mă bucur foarte tare pentru că e un loc, iată, adăugând și premiera asta, că prima dată cânt într-o biserică în țară, așa mi s-a mai întâmplat în zona Bretaniei, nu, Renu e în Bretania, la Ren am cântat prima dată, în România prima dată aici, la biserica asta evanghelică, care e foarte frumoasă și am emoții un pic pentru diseară. Ce știu precis e că se va auzi bine, pentru că e un sunet bun în orice biserică. Și pe 21, într-adevăr, am fost invitat. Eu am fost un pic mirat. I-am și întrebat pe organizatori, dom'le, nu-i cam repede că vin la folk, vin și la festivalul de film? Ei au zis că nu, că sunt două zone total diferite. Eu mă bucur și le mulțumesc pentru invitație. Și o să vedem pe 21 ce va fi. Ăla va fi în cetate, concertul din 21. Succes! Mircea, mă bucur că a spus despre tine Nicu. Mi-am adus aminte de un interviu cu Florian Pitiș și când a venit vorba de numele tău, Mircea Florian venea dintr-o zonă încă nepoluată de undeva din nordul extrem al țării și s-a simțit asta, ce ne-a adus el nouă, îl citesc pe Moțu, folkiștilor și artiștilor underground din acea perioadă. Nicu are, spuneam de acel digipack, are o cutie mare și grea cu muzica de teatru. Nicu a tot editat tot felul de produse, care de care mai neașteptat și cu atât mai plăcut. Dar eu nu pot să-mi aduc aminte primul interviu cu tine atunci în televiziune 2001-2002, lângă un Avid, un utilaj de editare video, când, mă rog, ne-am bucurat că ne-am întâlnit, dar când ți-am spus de arhive și de faptul că ele trebuie recuperate, tu îți doreai foarte mult, te întorsesești în România, voiai să începi o chestie sau alta. Amândoi ați rămas oricum în muzica de teatru, în primul rând până astăzi. Tu și profesezi, ești profesor la instituții universitare și tu ai fost evazat, dar în concerte de o seară. Dacă ai articulat ceata melopoică după 30 de ani, nu știu, ai articulat o dată și eventual după aia când ai mai prins condiții după 5 ani, 10 ani. Da, uite, vezi, aici e o chestie. Nicu e mai aplicat și bine face. Fiindcă, așa cum am observat vorbind despre
vremurile astea, ele sunt extrem de orientate pe comerț, pe vânzare. El le dă și celor care vor să cumpere niște lucruri. Eu nu pot să fac chestia asta, pe bune. Eu văd doar lucrurile de mai de departe, mă duc către ele și nu sunt capabil să mă ocup să pun pe CD-uri, pe digipack-uri, pe whatever pack-uri, diversele chestii din urmă, fiindcă mă așteaptă foarte multe în față. Mă ocup de ele, prefer să le fac pe alea. Nu e, el și-a găsit o formulă minunată, care funcționează extraordinar de bine și mă și bucur că e așa. La mine nu se potrivește, ce pare rău. Și dacă se va potrivi, se va potrivi doar prin faptul că există deja, trebuie să o spun și pe asta, oameni care au zis, domnule, eu nu te las până nu îmi dai mie materialele aia să scot eu atunci, dacă nu vrei să scot. Și poate o să fac figura asta cu puțină neplăcere, dar asta e. Nu pot să uit că în 2004 sau 2005, în timpul unui stufstoc, circulau niște manifeste, cum să le zic, niște fluturași, că tu ai concert, ți-am spus, s-ar putea să ieși din filmare la nu știu ce ore, să vin să te filmezi, și mi-a zis, nu, el trebuie să întâmple odată și să zboare, tot așa, în memoria lui Nicu Vladimir și așa mai departe, gașca voastră la 2 mai. Și așa a și fost. Chiar așa, că am un cânte care e vorba despre barca aia de pe mare. Bun, cam asta din e. Din fericire au început să-și apară filmări cu tine, că e Floriman, că e festivalul Tulnicăreselor. Treaba lor. Da, e într-un fel sigur, tehnologia are o mulțime de părți abominabile, dar uite că sunt și câteva lucruri interesante. Că, la urma urmei, noi mult ne-am fi dorit ca înainte de 80, de 90 să fi fost cineva să imprime cu ce o fi putut să imprime ceva. Nu ne-a imprimat nimeni. Multe lucruri s-au pierdut. S-au pierdut enorm de multe lucruri. Poate și asta a fost așa o rupere și o sfârșiere interioară, încât am zis, bă, dacă tot așa, asta e viața și așa merge ea, păi rupeți-mă, fraților, fiți lupi sau lei sau tigri sau ce să fie, hiene ce sunteți. Așa. Da. Vă mulțumesc mult amândurora și reamintesc că în această seară la ora 18 îi vom avea pe Mircea Florian și Nicu Alifantis în recital la festivalul, era să zic proiect, nu, i-am zis pilot, Folk la altar, generația generică, și că ne vom reaminti de asemenea de Valeriu Sterian, care cumva vă seamănă și el de la folk, a intrat în rock cu compania de sunet, iar foarte, după Revoluție a făcut iar un lucru, a lăsat-o mai moale cu cântatul, în schimb și-a deschis un studio și a reușit să recupereze câțiva oameni importanți și melodiile lor să nu mai fie trecătoare. Nu pot să uit de Mircea Bodolan, pe care, nu știu, l-a adus cu forța de la Brăila, nu, tu vii și trage el acum disc. Pe Doru Stănculescu la fel, până să ajungă la Dan Andea. El a imprimat până și Nicu Vladimir la el, acolo, la Binișor, la studio Binișor. Da. Încă o dată vă mulțumesc, vă aștept în această seară împreună cu spectatorii și telespectatorii. Ne vedem la ora 18. Mulțumim, toate bune!